genul programului Pamflet. Mă găsiți la comentariul zilei. Sunt Adriana Dascălu-Bulina. Alături de mine în studio se află invitatul permanent, jurnalistul Sorin Avram. Bună, Sorin! Bună, Adriana! Bine m-a regăsit! Frumoasă grădinița de la Mitocul Dragomir. Frumoasă și am văzut că este la standarde europene. Acum tot ce se face este la standarde europene, altele nu există. Ce înseamnă standardele europene, nu știu. Sunt niște standarde normale, că grădinița aia arată ca o grădiniță. De ce trebuie să spunem că standarde europene? Modernă, nu, nu mai degrabă. Da, sau putem spune standarde japoneze sau standarde americane sau standarde neozelandeze. Toți sunt cu standarde europene în gură. Că România așa se practică. Ia cineva o bomboană în gură, după aia toată lumea amestecă bomboana aia în gură. A fost cu implementatul. Toată lumea cu implementatul. Da. Mai e cu standarde europene, toată lumea este cu standarde europene. L-am văzut pe primar, el e la standarde sovietice rămas, primarul de acolo. O fi grădinița la standarde europene, dar primarul e cu standarde sovietice. Înțeleg că trebuie să aduci niște mulțumiri unor oameni care te-au ajutat. Înțeleg că au fost niște cetățeni cu funcții de conducere care l-au ajutat. Dar, în primul rând, cetățenii respectiv nu au adus bani de la ei de acasă, au dat bani din postura șefilor de instituții. Da? Exact, da. Asta una la mână. Dar oricum, mulțumește-le. Dar nu le mulțumi așa. Mai avea un pic și pica în genunchi și spunea tătucul nostru, mult stimatul și iubitul, sunt oameni încremeniți. Deci primarul de la Mitocul Dragomirnei, dacă ar fi fost în România un singur partid, Partidul Comunist Român, sau altfel. Da, eu știu că da. Partidul Unic era Partidul Comunist Român. Cetățeanul respectiv, care este primar al comunei Mitocul Dragomirnei, tot primar ar fi fost. De fapt, ar fi fost prim-secretarul comunei. Pentru că, după chip și după exprimare, arată ca tipic cum era înainte, în timpul lui Ceaușescu. Se încadrează în toate șabloanele. Deci se încadrează perfect. Și de aceea spun, mulți din ziua de astăzi, care îi vedem noi, pe care îi vedem noi ca o funcție de conducere, dacă ar fi fost regimul comunist, ar fi fost ceea ce sunt și poate mai mult decât atât. Toarșul de la Mitocul Dragomirnei poate că ar fi fost nu primar la prim-secretar la Mitocul Dragomirnei, poate ar fi fost prim-secretar la Gura Humorului sau într-un oraș, știi? Dacă ar fi dat dovadă că se poate îndoi, că își poate îndoi coloana vertebrală mult mai mult decât alții. Și dacă mai știe să pupe și mâna, să culeagă scame și să folosească limba de lemn cum folosea Ștefan cel Mare, paloșul, cu siguranță că ar fi ajuns departe. Da. Și nu înțeleg o chestie. Acolo am priceput, s-a inaugurat o grădiniță. Da. Bă, ok. Bine, e lucru mare în anul ăsta de criză, când sunt atâtea unități care nu au fost terminate. La noi totul e lucru mare. Parcă nu știu ce, parcă s-au făcut, au început să facă acolo rachete cu rază medie de acțiune. E o grădiniță la urmă urmei. Ce înseamnă? O clădire cu niște bănci și cu niște chiuvete. Niște măsuțe, scăunele. Bun, s-a făcut. Bine că s-a făcut. Dar fiind grădiniță, eu știu că la grădiniță, că și eu am fost la grădiniță, că dacă n-aș fi fost, poate n-aș fi știut. Dar la grădiniță sunt copii din ăștia mici, așa, da? Păi aia care dansau în costume populare erau mari. Copiii aia doar nu ar fi la grădiniță, cred că sunt elevi, nu? De ce n-a susținut spectacol o grupă de copii? Corect. Poate copiii nu erau pregătiți. Dar vin eu și te întreb, de ce trebuie să se susțină spectacole la astfel de evenimente? De ce să fie ca în timpul lui Ceaușescu? Pentru că au venit domnii de la centru? De la județ? Păi nu, ați inaugurat asta aia pamblica, v-ați pupat, v-ați lăudat între voi și așa mai departe, ați mâncat cornulețe cu rahat, evident, ați băut un rachiu și ați plecat acasă. Lăsați copiii mai, să da, se joace. Mai aduci copiii aia să susțină spectacole artistice pentru domnii copii conducători. Copii de grădiniță care oricum nu au înțeles mare lucru, nu? Da. Dar când se inaugurează o școală la Mitocul Dragomirnei, vin copiii de grădiniță și țin spectacole la ăștia la școală? Invers, nu? Inversează rolurile. Da, am văzut un material interesant făcut de colega noastră Mirela. Da, Mirela totul face interesant. Toate materialele ei sunt interesante, nu mai zi asta. Despre diverse tipuri de muniție găsite în diverse locuri și pe strada Ana Ipătescu. Am văzut că pe strada Ana Ipătescu și de-aia m-am gândit, băi, lumea pune așa, pune pe iarnă în boxă, pune zarzavaturi, zacuscă, murături, de uite, mai sunt unii, pun și grenade pe iarnă. Mă gândeam, de ce să pui tu o grenadă pe iarnă, ce se face pe iarnă? Și m-am gândit, domnule, când e seara dintre ani, sau așa, adică, toată lumea vine cu petarde. Tu ești frumos afară, e
grenada din beci. Și ești ca nimeni altul. O pui în buzunar și o arunci acolo, în mijlocul mulțimii, care este și așa în delir. Și te distrezi? Pe cinste, nu? Dai o grenadă acolo, ți-ai făcut datoria, e distracția mare și... Și nu e nimeni ca tine, că nu are multă lume la... Are lumea bani, dacă își permite lumea să pună grenade pe iarnă. Eu pun bun, bani de gogoșari, de murături, ciuperci, de aia, zacuști. Dar să pui grenadă pe iarnă, n-am auzit până acum. Da, eu... Noutate. Dar o să fie distracție frumoasă. Dacă mai multă lume și-a permis să-și pună grenade pe iarnă, să vezi ce distracție pe cinste o să fie în centru de iarnă. Să nu mergem, dar să nu, noi să nu mergem. Îți mulțumesc foarte mult, Sorin. Doamnelor, domnilor, aici se încheie comentariul. Numai bine!